Ne-am întors în studio cu invitatul jurnalului. Alături de noi se află domnul comisar șef de poliție Adrian Stoian, șeful poliției municipiului Iași. Spun bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Și sperăm să vă faceți un obicei să treceți măcar o dată la o lună și ceva, să ne informați corect și să ne recomandați ce trebuie să facem ca să nu devenim victimele infractorilor, nu? De câte ori suntem invitați, răspundem acestor invitații, tocmai din dorința de a informa cetățenii cu privire la activitățile noastre și la găsirea unor modalități de colaborare între noi. Tot pe aceeași tematică vom merge și la această ediție și asta pentru că ne dorim ca cetățenii Iașului să fie informați corect și bine. Și spun asta pentru că, iată, de câteva zile s-a realizat bilanțul la nivel de inspectorat, dar iată și pentru municipiu este valabil și suntem foarte curioși să vedem cum stăm cu această analiză. Ne-am realizat o analiză la o perioadă de 6 luni. Facem aceste analize trimestriale. Noi le comparăm cu perioade similare ale anului precedent. Putem spune că rezultatele obținute de către polițiști ieșeni sunt bune. Avem o creștere foarte ușoară în ceea ce privește infracționalitatea stradală, dar asta este dată de mici infracțiuni, loviri, amenințări între persoane care se cunosc între ele. Nu avem un trend ascendent al infracționalității, nu avem identificate și n-au apărut fenomene infracționale care să ne îngrijoreze pe noi sau să creeze panică în rândul cetățenilor. Asta la nivel de infracționalitate stradală. Pe celelalte specialități? În ceea ce privește celelalte infracțiuni care nu se dezvoltă în domeniul stradal, avem chiar scăderi. Asta avem furturile din locuințe, care înregistrează un trend cumva liniar, dar nu avem, așa cum vă spuneam, fapte cu mod de operare care să alarmeze. Așa e, și să ne panicheze cumva, dar să ne panicheze, ne îngrijorează neglijența cetățenilor. Sunt infracțiuni care se manifestă în anumite perioade ale anului, acum vara, furturile din locuință, da. Infractorii profită de faptul că găsesc uși deschise, ferestre deschise, chiar și pe timpul zilei. Când oamenii pleacă la cumpărături, la serviciu și geamurile sunt deschise și sunt ofertante pentru infractori. Cu siguranță sunt ofertante și stăteam și mă gândeam acum în timp ce povesteați că, iată, poate astfel de situații se întâmplă și pentru cetățenii care pleacă în concedii și lasă o fereastră să se aerisească în casă sau, și iarăși e o situație mai... E aceeași situație. Bine, fiecare când pleacă pentru o perioadă mai lungă de timp își găsește un vecin, un prieten să aibă grijă de locuință, de bunurile sale. De fiecare dată în întâlnirile cu cetățenii recomandăm o mai mare grijă față de bunurile personale. Poate discutăm puțin mai târziu și de sfaturile pe care le transmiteți cetățenilor din Iași, pentru că la ei facem referire în această ediție. Pentru că ați adus aminte de infracționalitatea stradală, am putea menționa câteva zone din Iași care ar fi mai problematice sau unde ar trebui să ne păzim mai mult? Poliția municipiului Iași este structurată pe 6 secții de poliție care vizează marile cartiere. Nu putem spune că avem o zonă mai periculoasă decât cealaltă. În schimb, putem spune că avem genuri de infracțiuni care se manifestă constant sau la același nivel în toate zonele. Avem furturile din autoturisme, avem furturile din buzunare și avem acele tâlhării stradale. Sună alarmant tâlhărie, de fapt sunt niște furturi prin smulgere ale bunurilor personale. Nu avem zone care cu risc deosebit și în care să spunem că oamenii nu se simt în siguranță sau să le recomandăm să evite să le traverseze la anumite ore. Nu.
pentru că ați adus aminte și de, iată, de aceste exemple de infracțiuni, spuneați că s-au înregistrat scăderi, dar dacă e să facem așa un clasament, care ar fi principalele pentru Iași? Avem furturile din autoturisme. La fel, cred că sunt lăsate geamurile deschise sau care ar fi explicația? Infractorii sunt în general minori sau tineri, profită de neglijența proprietarilor în timpul zilei sau sunt comise prin infracție, forțare, butuc sau spargere geam pe timpul nopții. Ziua se comit cele mai multe datorită faptului că sunt lăsate la vedere bunuri de valoare. Apropo de asta, cred că știți că există foarte multe grupuri pe rețeaua de socializare Facebook cu tot felul de sesizări. Vă ajută cumva acele informații de acolo ale victimelor, cu fotografii, cu toate detaliile? Toate astea le, sunt probe, le folosim și ca probe și ca informații. Sunt foarte bune. Colegii mei le urmăresc. Și chiar și noi am apelat la identificarea anumitor autori publicând asemenea imagini. Deci cumva vine în sprijinul dumneavoastră. Cu suspecți, da, da. Așa putem spune că na, chiar colaborăm. Da, înseamnă că na, cumva putem veni în sprijinul poliției și putem da o mână de ajutor. Oricând, pentru că sunt foarte mulți tineri pe care nu-i cunoaștem. Și orice informație este bună și orice apel. Referitor la acești infractori de care povesteați mai devreme, tineri în special și minori, sunt clienții de ai dumneavoastră mai vechi sau sunt și cu persoane noi? Bine, apar și noi, în general sunt cunoscuți, să dispun măsuri, avem o colaborare cu Direcția de Asistență Socială și de Asistență Comunitară, Protecția Copilului, avem o colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, sunt și cunoscuți, sunt și tineri care sunt la prima infracțiune, urmărim să nu comită a doua infracțiune, să devină recidiviști, sperăm să înțeleagă. Numărul minorilor cercetați în dosarele penale este primele 6 luni cam la 100, în jurul cifrei de 100, este cu vreo 10 mai mult decât anul trecut aceeași perioadă. Avem tineri între 18 și 30 de ani, în jur la 200 persoane cercetate. Ne gândim la cele trimise în judecat. Revenind puțin la clasamentul de care vorbeam mai devreme, iată, în top ar fi aceste furturi din autoturisme. Cu ce continuăm? Avem furturile din buzunare, care au avut o evoluție cumva nealarmată anul trecut. Acum, de la începutul anului, am dispus niște măsuri și suntem pe un trend descendent în ceea ce privește acest gen de infracțiuni și chiar o scădere care ne liniștește cumva față de cifrele de anul trecut. Asta având în vedere și acțiunile organizate de poliție, dar cred că și conștientizare de către cetățeni în a avea grijă mai mult de bunurile personale. Să comit în general în locuri aglomerate, mijloace de transport în comun. Am văzut, apropo de asta, că ați avut, cred că acum vreo lună, lansarea unei campanii cu compania de transport public. Iată, multe din cazuri cred că sunt în mijloacele de transport. Avem frecvente acțiuni de prevenire organizate cu diferite instituții, societăți, organizații non-guvernamentale. Suntem sprijiniți de către ei prin popularizarea mesajului nostru. Așa, deci avem furturi din auto, furturile de buzunare. Din buzunare, furturile din locuințe și tâlhăriile stradale care, repet, nu sunt acele tâlhării care să ne alarmeze cu lovire. Sunt și ele, dar sunt izolat, nu constituie un fenomen. Sunt acele smulgeri de telefon, smulgeri de poșete. Bineînțeles, reacția este a poliției. Avem infractori identificați, dar eu îi ținut sub control acest fenomen. Da, e interesant ceea ce spuneți și mă gândeam acum că ar fi potrivit să le dăm niște recomandări oamenilor, nu? Dacă tot discutăm despre acest gen de infracțiuni. În primul rând trebuie să plecăm de la a avea încredere în polițiști.
Trebuie să avem, pe lângă o solicitare, pe lângă a sesiza aceste infracțiuni, și o reacție a cetățenilor, nu neapărat de a sări pe autor, dar în a veni cu date, cu informații, atunci, în momentul când se fac investigații, avem în relația cu cetățenii, discutăm foarte mult, avem un program de audiențe la Poliția Municipiului, la secțiile de poliție, să se sesizează în general, nu mai avem sesizări privind comiterea unor infracțiuni, astea se sesizează la 112 sau direct la poliție se înregistrează, în schimb avem sesizări privind grupuri de tineri care se adună în anumite zone, parcuri, între blocuri, scări de bloc sau în alte locuri. Asta ne ajută pe noi să reacționăm și să stabilim ordinea și liniștea în zonă, ocazie cu care îi și cunoaștem. Și pot fi și persoane... Știm, avem un mediu, avem anumite persoane la care trebuie, ne putem orienta în investigații. Pentru că ați amintit de aceste audiențe pe care le oferiți cetățenilor, cu ce probleme deosebite se mai prezintă aceștia la dumneavoastră? Ne bucură că nu sunt probleme deosebite grave. Pentru noi, grave în ceea ce privește munca de poliție. Sunt diverse scandaluri, neînțelegeri cu vecinii, așa cum spuneam, persoane care tulbură liniștea în proximitatea locuințelor. Avem o modalitate de intervenție, în principal prin polițiștii de proximitate, care sunt mereu în apropierea cetățenilor, și o reacție din partea sistemului de siguranță publică în zonele și intervalele de timp vizate. Acționăm, dimensionăm adecvat dispozitivul de siguranță publică pentru a avea o reacție bună și a înlătura fenomenul. Cu ce probleme vă confruntați? Dacă e să discutăm, mă gândeam, de exemplu, la dosarele cu autor necunoscut. Ar fi una din problemele cu care s-ar putea confrunta polițiștii ieșeni. Bine, problema dosarele cu autor necunoscut sunt principala problemă a poliției. Pentru asta funcționăm, să identificăm autorii și să-i tragem la răspundere. Se acționează pe această linie, așa cum spuneam, prioritar. Există un număr suficient de mare de asemenea dosare. Avem, de asemenea, un procent foarte bun, un procent bun de soluționare și de identificare al autorilor. Asta ar fi singura... Și identificăm și propunem măsuri împreună cu parchetul, instanțele, iau măsuri. Nevoie de personal aveți? Nevoie de personal a fost mereu și este. Gradul de ocupare la nivelul Poliției Municipiului Iași este în jurul procentului de 80%. Și în mediul urban, cât și la mediul rural. Cam același procent este. Pe măsură ce trece timpul, chiar și acum am avut promoție de agenți veniți din școala de agenți, un număr de 29 de agenți la inspectorat, au fost repartizați și 12 la Poliția Municipiului. Deci cumva aveți echipă nouă. Avem tineri, ne bucurăm și așteptăm, mai așteptăm promoții în iarnă, la vară promoții de ofițeri. Așa e, plus că Iașiul este un oraș mare și clar aveți nevoie de oameni profesioniști care să vă ajute să vă continuați treaba. Da, acum chiar la începutul săptămânii a venit promoția de agenți, ei sunt bine pregătiți, dornici să facă treabă și deja au un program de pregătire profesională, cunoștințele noastre, dorința lor de a munci, zic eu că o să afirme și o să facă treabă bună și cetățenii să se simtă în siguranță. De precizat că iau câte un tutore care îi îndrumă, nu? Și care îi ajută. Tutorii profesionali sunt aleși dintre cei mai buni polițiști și bine pregătiți. Deci cu siguranță vor avea de la cine învăța. Cu siguranță. Și... Păi da, nu riscăm să... Deși nu pot să spun că polițiștii nu sunt pregătiți, dar tutorile trebuie să aibă și mai multe, și alte calități, pedagogie și...
și sunt chiar pregătiți pentru asta, unii din ei. Pentru că știm că aveți 6 luni la conducerea municipiului Iași. Bine, înainte ați fost adjunct, dar cred că v-ați pus deja pe hârtie câteva obiective pe care doriți să le implementați până la finalul anului. Acum, spuneați, sunt la Poliția Municipiului din anul 2012, din 1 ianuarie 2017 împuternicit adjunct, din februarie șef al Poliției Municipiului. Obiectivele, nu pot să spun că sunt unele noi, obiectivele Poliției Municipiului Iași sunt cele ale inspectoratului și vizează în principal creșterea gradului de siguranță a cetățeanului. Asta vizează protecția proprietății patrimoniului public, siguranța fizică, siguranța rutieră. Deci astea sunt principalele la nivel de Poliției Municipiului Iași și adaptate la cele ale inspectoratului. Și cred că scăderea infracționalității, bine, nu sunt cifre alarmante, dar... Nu sunt alarmante, ne bucurăm că avem scăderi, creșterile v-am zis că sunt mici pe domeniile astea care nu sunt foarte grave. Avem de asemenea ce ne bucură în municipiu, o diminuare a riscului rutier. Am intensificat acțiunile cu poliția rutieră în cooperare cu poliția locală, structuri de ordine și siguranță publică din municipiul Iași. Avem o creștere în ceea ce privește sancțiunile și nu urmărim acest lucru, dar așa descurajăm indisciplina în trafic. Avem o scădere la persoane decedate. Avem 4 persoane decedate în 6 luni ca urmare a accidentelor rutiere în mediul urban, dar cu una mai puțin. E o viață. Este foarte bine. Ce să spun, noi vă urăm spor la treabă și mulțumesc. Să reușiți să vă duceți la punct final tot ceea ce vă propuneți și vă mai așteptăm aici la invitatul jurnalului. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Eu sunt Florina Stângaciu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare.